Astăzi Angelescu a detonat o bombă aici la Fanatic și a anunțat astăzi oficial că ținta numărul 1 a Rapidului pentru vară este... E că e simplu, tocmai ce vorbim. Este Ai, mamă, Luis ce. Munteanu. Ce bombă e asta, mă, are vârf de atac mai bun decât Păi nu, că a zis că nu. Le a zis uh, Angelescu, avem oferte deja foarte mari pentru Rahmani și nu știm dacă mai putem să-l ținem din vară a zis. Și vrem să-l aducem pe Luis Munteanu, este ținta noastră numărul 1. E lovitură dacă reușesc? Nu. No. De ce ne mitică? Da. No. Mă lași mască, mă că că... De ce? E jucător bun, dar nu este, de exemplu, de nivelul lui Coman. Așa. De nivelul... Nici al lui Rahmani nu e. Hmm eu uh, altfel văd. Luis Munteanu nu e de, nici de nivelul cuvan, fi, nici de lui nici la Va fi, că e tânăr. Dar, da, acum nu e? Nu. Și al, ce vezi? Adică cum ce vezi? Că că altfel văd ce? Eu altfel văd fotbalul. De exemplu, uh, am văzut și, și, comentatorii și toți, îl fac pe ăsta pe ăla, Popescu ăla, da? Varză. Pe Tavi Popescu. Pe Popescu, Varză. Da. Dar dacă iei activi -ă, dacă iei meciul de ieri, de exemplu, și vezi ce pas a dat, da. și ce-a încercat să, să, să facă în permanență, atunci îți dai seama că ai putea să scoci un jucător de rasă din el. Iar alții care aleargă precum armăsaru și când se lovește mingea de el ca de, stâlp, ca de arcul de triumf, ei facem un până la Dumnezeu. Da, dar vezi că Tavi Popescu n-a prins niciun lot. E prima oară niciun lot n-a prins acum. Zero, da, nimic. Bine, aici nimic. A, 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 și antenorii uh, de la a, under 20 uh, 21. Uh, mă rog, under, de la under, da. Niciun lot n-a prins, neamitică. Pancu e antrenor, Pancu trebuie să-l cheme. A greșit Pancu? Nu mă interesează. Nu, nu mă interesează. Adică totuși merita să-i dai puțin, să-i dai o mână de ajutor băiatului? Ce dracu' mai joacă la Steaua titular și... La FCSB. La, la FCSB titular care este uh, uh, pe primul loc în uh, România și nu îl chem la un lot unde sunt numai desculți. Da, treaba Fiecare cu strategia lui, nu? Da. Neamitică.